afectează reputația în Google. Și trebuie să mulțumesc foarte mult echipei, pentru că ce vă prezint aici a fost dezvoltat în nici 2 luni de zile. A fost, cred, cea mai rapidă lansare pe care am avut-o și a ieșit și bine din prima, adică n-am trebuit să facem foarte multe release-uri, V-uri, așa cum știți. Problema pe care vreau noi să o rezolvăm este următoarea. În momentul de față, de fapt, de când Google și-a făcut amprenta în lumea asta, există foarte multe informații despre fiecare persoană, brand, pe internet. Se întâmplă crize de reputație și criza respectivă, în general, are efect rapid în social media. Toată lumea vorbește, se postează, se întâmplă foarte multă activitate în social media. Problema este că odată ce rezolv criza în care se întâmplă acum, rămân și ca atunci pe internet în continuare. Pentru că rămân rezultatele negative în prima pagină din Google. Și am avut cerere de astfel de servicii, de a reuși să poziționăm în prima pagină niște rezultate relevante pentru ceea ce se întâmplă acum. Aici, ideea următoare, dacă se întâmplă astăzi o criză reală sau nu, am greșit cu ceva, am supărat un client, a scris despre noi, peste 2 ani s-ar putea să nu mai fie relevant oricum. Pentru că, între timp, business-ul a crescut, întotdeauna învățăm din greșeli și putem să le reparăm. Doar că rămân, aceste articole se cimentează în Google. Pentru că Google funcționează după un criteriu foarte important, se numește click-through rate. Și în momentul în care am un rezultat negativ în prima pagină, există un bias al nostru să citim, să dăm click, să vorbim despre lucrurile negative. Și asta înseamnă că atrage foarte multe click-uri. În momentul în care atrage click-uri, crește click-through rate pe acel rezultat, în momentul în care Google consideră că e un rezultat relevant, pentru că oamenii îl vor, îl citesc. Și după nu mai dispare de acolo. Și o să vedem și niște exemple mai târziu. Dar, dacă e cineva în sală care se întâlnește cu o persoană nouă, care poate să fie un client, un partener angajat și mai departe, și nu îl caută, stai curios. Nu îl cauți. Da. Eu știu. Practic, brandurile, aici sunt două tipologii de cliente. Pot fi branduri care au, și o să dau niște exemple mai târziu, care pot să aibă după o criză, care criză poate să fie din mai multe categorii. Aici am avut cumva și ajutorul DC Communication, dacă știți, una dintre primele agenții de comunicare din România, care ne-a povestit mai mult despre ce se întâmplă cu reputația unui brand, ce se întâmplă în momentele de criză. Ele pot să fie pe mai multe planuri, pot să pornească de la alții legătură cu angajații, cu numele brandului, cu imaginea brandului ca angajator, cu imaginea brandului ca furnizor de servicii, în cazul în care un client, de exemplu, e nemulțumit și reușește să transforme o comandă care n-a ajuns la timp într-o tragedie, sau poate chiar a fost o tragedie și reușește să activeze mai mulți oameni, atunci sunt diverse tipuri de crize care se generează. Și atunci fiecare poate fi tratat în felul ei. Oricare ar fi ea, rezultatele astea rămân în Google. Nu știu dacă ați auzit de Peter Drucker, este tatăl managementului. Dacă n-ați auzit de el, ar trebui să citiți. El spune, you can't manage what you can't measure. Și asta este un principiu destul de important pe care l-am învățat eu în urmă cu 2 ani de la niște profesori de la MIT, care are foarte mare sens și care direcționează cumva și acțiunile pe care le facem noi și dezvoltarea pe care le facem noi. Iar SEO Monitor e un tool de monitorizare, de măsurători. Acum, începând să facem asta, să furnizăm astfel de servicii, îmi dau seama că e foarte greu să monitorizăm. Ajungeam să facem Excel-uri, să tragem concluzii din Excel, facem niște formule matematice și clar direcția era
după noi, să automatizăm chestia asta și să facem mult mai deșteaptă. Și challenge-ul, apropo de programatori și matematică, acum o să vreau să vă explic foarte în detaliu formulele matematice în spate de aici. Dar arată sexy. Am ajuns la concluzia că reputația vine din ce spun ceilalți despre tine, cum influențează rezultatele de reputația în copil. Cum influențează rezultatele pe care le văd utilizatorii Google care caută numele sau brandul tău, vine din câți oameni caută și sunt influențați de fiecare rezultat în parte. Dacă pe poziția 2 am un anumit rezultat și am 500.000 de căutări pe lună pe cuvântul EMAG, de exemplu, poziția 2 am un rezultat negativ, atunci toți cei 500.000 de utilizatori Google care caută EMAG ajung să fie influențați de rezultatul respectiv. Și așa mai departe. Cu cât mă duc mai jos pe poziții, cu atât sunt mai puțini oameni care sunt influențați. Partea proastă este că la fiecare poziție, eu de fapt mai adaug un sentiment, mai confirm. De exemplu, dacă am poziția 2 un rezultat negativ și pe poziția 3 mai am un negativ, e ca și cum aș aduna, se confirmă că, într-adevăr, brandul respectiv are o problemă sau nu e trustworthy sau nu e un angajator bun, în funcție de criza pe care o au avut. Deci numărul de oameni pe care influențează un rezultat, ori sentimentul pe care îl are mesajul, articolul, ori încrederea pe care o au în sursă. Una este să vină un rezultat din blogspot.ro și alta este să vină de pe financiar sau de capital sau un site cunoscut. E simplificat acel ori. Dar ăștia sunt parametrii pe care urmărim. Câți oameni sunt influențați pe fiecare rezultat, ce sentiment aduce și ce încredere au utilizatorii în el, în rezultat. Și a ieșit interfața asta drăguță, plină cu de culori, care face următorul lucru. Analizează, monitorizează zilnic toate rezultatele care apar în Google pe căutarea de brand. Aici e un exemplu pe Elefant.ro, care are doar două rezultate negative și dacă le citim, sunt și recente, acum o zi, de exemplu, sau celălalt care n-are din Google. Ce-a făcut? Nu sunt niște mesaje atât de rele. Una e legată de o comandă care nu a ajuns cum trebuie, cred, și cealaltă unde spune librăria virtuală neserioasă, și cealaltă legată de... Mai țin, dar în fine. Nu sunt niște... Nu, și partea bună e că se vorbește de bine de ce care face. Care, iarăși, nu înseamnă că se adună, se reducă. Dacă aici am o problemă de reputație ca și furnizor de servicii, aici am un plus care vine din zona economică, de business. Nu înseamnă că dacă cineva a vorbit de rău aici și ceva de bine aici, pe segmente diferite, pe categorii diferite, ele se reduc. Ele sunt în continuare acolo. De altfel, dacă am un rezultat negativ, nu înseamnă că unul pozitiv o să îmi ducească un pic sentimentul. Din contră. Rămâne bam din contră. El e nul, practic. Și vă dau un altul exemplu. Avem un doctor care a făcut un malpraxis, a avut un accident și a omorât un om. În momentul respectiv, dacă apare un rezultat, cariera lui e distrusă și bună dreptate, poate. Acum, dacă de sub el spune că a salvat 100 de vieți sau a avut 100 de intervenții bune, nu înseamnă că n-a greșit odată. Adică nu înseamnă că se reduce sentimentul negativ. Și atunci vă întrebam dacă atunci când angajați sau dacă aveți un partener sau un furnizor nou, ajungeți să-l căutați în Google. N-a ridicat nimeni asta. Ceea ce e foarte bine. Dar același lucru se poate întâmpla când vreau să fac o intervenție chirurgicală. Aleg un doctor, aproape e imposibil să n-ajung, să nu mă duc în minte, să caut în Google, să văd care e reputația lui. Chiar dacă mi l-a recomandat un prieten.
Și atunci depinde foarte mult vânzările lui, cariera lui, depinde foarte mult de reputația pe care o are el în Google. A avut cineva probleme de genul ăsta? S-a gândit cineva că ar putea să apară astfel de situații? Ce s-a întâmplat în momentul ăla? L-ai monitorizat într-un fel? Ai făcut un... Dacă eu m-am lovit, nu m-am lovit, dar vreau să spun că e firesc să apară și lucruri negative despre ceva, cineva. E normal, e normal. Întreb dacă ați avut o experiență cu rezultate negative pe numele vostru sau pe brandul vostru sau al prietenilor. Deci a avut cineva? Pot să zic că am lucrat pentru un client la un moment dat, care era politician și avea 8 din cele 10 rezultate negative. Ca toți ceilalți. Da. Ardei focurile iadului ăsta, nu mai scrie. Și voi ați avut ca job să luați cum? Job era să aducem alte rezultate în față și a fost foarte complicat pentru că nu vrea să scrie alte chestii. Știi ce vreau să te întreb? Sunt curios cum ați măsurat. Pentru că ce spuneam e you can't manage what you can't measure. Și nu, ideea e că chestia negativă era atât de mare că era evident, adică singurul rezultat era, nu știu, ceva de genul, mi se pare că un profil al altei persoane care avea, prin coincidență, același nume, de Facebook, cred că, sau LinkedIn. Și în rest, doar mai era, într-adevăr, și un rezultat pozitiv undeva la poziția 8. Deci, 2. Okay. Până la 7 și 10 erau negative. Ok. Ideea e că ce putem să facem prin optimizare este să, într-adevăr, să aducem alte rezultate în locul celor care nu sunt favorabile. Pot să fie situații de reputație negativă sau pot să fie niște informații care nu sunt relevante pentru brand. Adică pot să am este elefant.ro și pe lângă mine să fie Elefant Records și alții care poate nici măcar nu sunt din aceeași piață. Poate aș vrea să pun mai multe informații relevante despre mine. Harta, profilul de Facebook, profilul de Google și mai departe. Adică nu trebuie tot timpul să fie în direcția asta, doar că aici e migrena. Atunci mă doare. Mă doare când apare ceva negativ și nu vreau să rezolv. Ideea e că dacă eu pot doar să influențez, adică n-am o soluție pentru a manipula aceste rezultate. Pot să fac niște acțiuni, să primesc feedback. Iar să primesc feedback înseamnă să măsor, să văd ce se întâmplă. Eu fac niște acțiuni, fac PR, fac tutoriale, fac un profil de LinkedIn, fac un blog. După care trebuie să urmăresc, să văd ce se întâmplă. Și pot să, odată ce am început măsurătorile, pot să învăț. Pot să zic, ok, asta a mers, asta nu a mers. Dar mai departe pot să avansez. Ce am făcut noi, cum am simplificat noi toată povestea asta, a fost așa. Am luat toate numele de brand posibile, pentru că unii ne caută cu Elefant, alții cu Elefant.ro, alții cu Elephant și mai departe. Și le-am unit. Am zis, am mai multe cuvinte cheie de brand, fiecare dintre cuvintele astea cheie aduc niște impressions, niște vizualizări ale articolelor. Practic, pe fiecare cuvânt cheie am luat fiecare rezultat din primele două pagini, l-am înregistrat, am văzut poziția și din poziția și search-ul de fiecare cuvânt cheie am obținut un număr de impressions. Ce îmi spune, de fapt, numărul ăsta este de câte ori a fost văzut într-o lună acest rezultat. Elefant, cum vă e cam bolnăviot. Și a fost de 6903. Și toate cuvintele de brand care au declanșat rezultatul respectiv. Exact. Deci nu ne mai uităm la poziții pe cuvinte cheie, astea sunt doar informative. Am cumulat toate cuvintele de brand, am calculat numărul de vizualizări ale rezultatului și l-am pus aici. Și îmi spune și că e 6,51% din totalul de căutări lunare pe brandul Elefant. Deci 6,51% din utilizatorii Elefant au văzut rezultatul ăsta. Acum, partea și mai proastă e că ajungem să nu mai scriem în bara de adrese elefant.ro
am obișnuit să căutăm pe Google cuvântul cheie de brand și să dăm click. Cumva am schimbat comportamentul de căutare, de utilizare internetului. Și atunci numărul de căutări pe brand e și mai mare. Și mai depinde din cei care caută. Mai revin în sensul în care nu-i... La 6% acolo. Ok. Elefant.ro are undeva la 20.000 de căutări, 80.000, are un număr de căutări lunar. Pe toate cuvintele lui de brand. Exact, exact. Și ce spun eu este că aici sunt 6.900, care reprezintă 6.51% din totalul de căutări lunare pe brand. De oameni care au căutat elefante. Deci am rezolvat, dacă vă aduceți aminte ce spuneam că e reputația, câți oameni influențez, care este sentimentul, cum îi influențez și cât de încredere au ei în sursa care a scris articolul respectiv. Și aici am rezolvat problema cu câți influențez. Pe fiecare rezultat cumulat pe toate brandurile, aflu câți oameni influențez. Și aici sunt toate rezultatele ordonate în funcție de impact. Să vă povestesc și de impact. Partea cu autoritatea am rezolvat-o din autoritatea SEO a site-ului. Cât de popular este el, cât de multe link-uri are. Și atunci, întotdeauna un capital, un rost sau financiar, un rost să aibă o autoritate mai mare decât, nu știu, puterea.ro. Câte de aici. Capital.ro, puterea.ro. Și după, avem o analiză de sentiment, care are trei niveluri pe fiecare segment. Am pozitiv, în trei steps, am negativ și am neutru. Aici nu am niciun neutru. Am very low, un table și un pozitiv. Și se vede cum se umple acest mic semnuleț. Ce mai vreau să știu este dacă e în controlul meu. Nu. Asta am automatizat-o. Dar am automatizat-o prin workforce. Adică sunt oameni care analizează sentimentele. Nu cred că crowdsourcing, dar momentan o facem intern, doar să externalizăm prin mecanică tărg și altele în funcție de fapt. Ideea e că dacă trimit către 5 oameni același mesaj, spunem care este sentimentul pe care îl lasă următorul articol despre următorul brand. Dacă fac o medie după, poate să fie suficient de relevant după noi. Însă, dacă mi se pare că nu e suficient, nu e bine, nu are o acuratețe mare, pot să modific ca utilizator. De ce vreau automatizarea asta? Nu e că e foarte complicat să intru să apăs butonașele alea. Dar vreau să pot să urmăresc, să-ți trimit alerte, să văd threads, dacă urmează ca un articol negativ să ajungă în prima pagină, cumva să fie proactiv. Am întrebare de treaba asta. Aici că sunt afectat 6.000 și ceva de persoane, da? Mă rog, nu neapărat cu mici. Cât sunt cei care clasifică astea după criteriul ăla de la o scară aia cu 7 puncte? 5, 10, 15, 20? Cât de relevant sunt părerile a 5 oameni față de părerile la 6.000? Imaginați că e foarte greu ca doi oameni să spună unui... Și consistența informației. Da, asta spun. Lasă să spun. Dacă ne punem o problemă de pozitiv, neutru, negativ, nu cred că un articol este de... Te rog. Scuze. Dar curiozitatea noastră e politică. Onorațiune, de fapt, dar un articol curiozitate. Am opțiunea de a selecta eu tonul articolului, că, na, poate un brand mic nu are foarte multe... Na, dacă, să zicem, Elefant are 6%, poate nu are 6% pe zona respectivă. La căutări de brand, mă gândesc că volumul de pagini care vorbesc despre un brand este mic. Da, oare, asta zic. Da, adică 100. Na, stai puțin. Și atunci întrebarea mea este, eu care sunt direct implicat și motivat să văd care este corect tonul și din mai multe perspective, nu neapărat din toată perspectivă, n-aș fi mai obiectiv vis-a-vis de tonul articolului respectiv, cum mă influențează el pe mine sau pe brandul meu. Și atunci întrebarea următoare, eu cred că e fictiv, mai subiectiv. Nu, mai
subiectiv. Aici mai subiectiv? Ce subiectiv? Păi pentru că... Cine... Omul ăla care completează mie cât un negativ, nu știe nimic despre ce înseamnă negativ, implicații... Așa cum e un utilizator normal, nu? Deci tu ești ownerul brandului, nu? Tu o să întotdeauna să vezi cu alții ok, și tu un utilizator. Focus group mai venit. Exact. E chiar mai... corporatețe mai mare, dar dacă vrei, poți să-ți deschid. Deci poți să vii pe să schimbi. Mie nu mi-ai răspuns la întrebare, totuși. Dacă 5 oameni sau câți ai, pot să fie la fel de relevanți din punct de vedere al modului în care măsoară chestia asta față de 5-6.000. Hai să o luăm în două categorii. Întâi, dacă ar fi să întreb doar, ăsta e negativ, pozitiv sau neutru? Ai mai simplu, dar e 7. Dacă le iau așa, șansele să apară un conflict cu un pozitiv și un negativ destul de mici, decât dacă nu se face treaba bine. Și 5 oameni rezolvă problema. Că dacă 4 spun că e negativ și unul pozitiv, îi cred pe a 4. După care cu scara. Mă, s-a văzut că e un plus că există scara. Pentru că una e să spună un client că nu i-a ajuns coletul la timp și alta e să spună că le-a luat foc depozitul și au murit 50 de oameni. Adică trebuie să există o intensitate aici. Și, din nou, dacă sunt 5 oameni care spun că o iau mai jos, în detaliu. Dacă sunt 5 oameni care spun că e minus 3 și nu spune că 4 pe minus 3 și nu e minus 1, atunci, din nou, înseamnă că influența mai mare este pe minus 3 decât pe minus 1. Scuză-mă, poate nu m-am făcut bine înțeles. Atunci când se face un sondaj, se alege un grup care are relevanță la nivel de grup maxim, un eșantion. Da? E bine. Valoarea de adevăr a ceea ce spune grupul ăsta, eșantionul ăsta, depinde de cât de bine este ales la nivelul macro. Ei bine, tu aici ți-ți variază, acum ai 6.000, la altul poți să ai 10.000, da? Și atunci ăia 5, da? S-ar putea să nu aibă o valoare statistică. Problema pe care o văd eu în dezvar. Poate nu țin cont de treaba asta. Nu, dar nu trebuie să țin cont de asta. De ce? Pentru că nu vorbim acum despre ce părere ai despre un concept, despre ceva pe care vreau să-l validez. E un amăr de articol care are un sentiment, îl simți când îl citești. E simplu. Și nici nu e atât de sensibil. Adică, faptul că am spune că e minus 3 și am pus minus 2, e critic. E un articol care nu dă un feedback pozitiv acolo în piață și eu vreau să-l văd. Vreau să-mi iei semnalese și dacă simt că nu e atât de grav pentru mine, n-am decât să-i discut valoarea. Deci e doar o chestie proactivă. Vreau să-ți arăt că e ceva, că sunt 5 oameni care spun că un rezultat e nasol. Vreau să-l vezi. După care tu îl modifici. N-ai găsit nevoia. Cea mai adăugată aici este dacă e în controlul meu sau nu, adică dacă e site-ul meu sau nu. Dacă vin de reputație, nu spun că reputația mea crește cu site-ul meu. Ce spun ceilalți despre mine, nu ce spun eu despre mine. Și pot să-l selectez că e în controlul meu ca să îl pot după ascunde. Pot să mă focusez doar pe ce influențează reputația. Mai am și un când am găsit prima oară mesajul, ca să pot să văd cât timp a stat acolo, cât de mult a influențat. Și tot ca să curăț, am un not about me. Dacă e un elephant records pe Google când caut elefant, pot să-l bifez că nu este mine și nu mai văd niciodată. Și atunci, ce văd eu când intru în interfața asta, e lista cu toate articolele despre mine, când alții scriu, spun ceva despre mine, cu cât de mult influențează, câți oameni influențează, cam care-i sentimentul și cât de multă încredere au ei în pagina respectivă. Și îmi iese un scor cu niște formule complicate pe care le vedeți acolo. Vedem graficul ăsta de pozitiv și negativ în paralel. De ce? Pentru că în momentul în care am un element negativ, nu înseamnă că dacă am un pozitiv, se îndulcește un pic sentimentul. E tot cel negativ care va influența în continuare. Și vreau să văd pe cel pozitiv, pentru că până la urmă, dacă încep să fac o acțiune care să-mi influențeze pagina Google, de rezultate de un brand, aș vrea să văd și zona asta, ce se întâmplă. Acum, dacă ne gândim la o criză care este activă acum, șansele sunt foarte mari ca pe măsură ce eu încerc să influențez, să apară alte articole și fie un never ending story.
asta o să măsurăm din nou, să putem să înțelegem ce se întâmplă, să înțelegem că să avem feedback despre ce rezultate avem asupra acțiunilor noastre. O să monitorizăm și fluxul de in și de out. Ce pleacă și ce vine. Pentru că întotdeauna dacă vor apărea articole noi, nu se pot să rezolv niciodată problema asta. Și atunci, întâi ar trebui închisă criza, ar trebui rezolvată problema, ar trebui să se stingă și după aia să pot să influențez. Am și o întrebare că treci peste asta acum. Ce se întâmplă dacă, de exemplu, ai un articol pozitiv și pe urmă vin 5 clienți și comentează negativ la articolul ăla? Foarte bună întrebare. Și mai ales că, să spunem, e un articol pozitiv de pe o sursă foarte strong care nu prea ai șanse să o dai de acolo. Asta ar trebui, în mod normal, ar trebui rezolvată de utilizatorul care validează, spune sentimentul. Și ar trebui să-i schimbe sentimentul cumva dinamic. În condițiile în care s-ar putea să se întâmple ulterior. Nu, a fost pozitiv. A fost pozitiv și acum e negativ că da, cei care ajung jos. Și atunci dacă îl schimbi, tu practic nu-i trans... Îl schimbi valoarea lui absolut, nu schimbi secvența de atunci, practic, nu? Nu, da, clar, de aici. Și atunci poate ar trebui să faci o altă secvență. Sincer, acum e o problemă, într-adevăr, doar că o văd destul de mică, pentru că asta înseamnă că cei 6.900 au dat click pe acest rezultat, au citit și au ajuns la postare. De acord. Și într-adevăr ar putea să schimbe sentimentul. Mi se pare foarte greu de rezolvat problema asta și o văd ca... Ce face o altă secvență? Din momentul Y, din T2, el a devenit un alt articol care e același. Trebuie să citești zilnic. Să reclamezi articolul ăla. Da, ce înțeleg eu acum e că tu faci sentimentul paginii Google, mai ales. Exact. Adică nu și neapărat influențează foarte mult sentimentul ce scrie în title și excerpt. În mare parte, da. Doar că nu înseamnă că nu o să se citească articolul. Da. Dar da, în mare parte așa se face. Asta spun. Scanez și dau, în general, să se dea click pe articolul negativ. Că sunt mai catchy decât cele care vorbesc de mine. Și dacă apare un elefant cum are Alzheimer pe prime poziții, el aici are foarte, influențează foarte puțin poziția, în pagina a doua, în trei cuvinte. Dacă ar ajunge pe prima pagină, în primele poziții, acolo ar rămâne. Pentru că mulți oameni ar da click. Ei caută elefant, ei vor simte pe elefant.ro, dar fix de desubt văd un articol negativ și atunci le se defocusează și intră acolo. Cât timp s-ar da toată informația? Zilnic. Apare ceva s-a indexat un articol de zilnic. Zilnic. Da, zilnic. 24 de ore? Da. 24 de ore. Da, se face maxim, cam fix 24. Mai trebuie și interpretat acel articol, nu? Păi, el apare. Deci noi descoperim articolul și el rămâne aici cu sentimentul în semnul întrebării. Și ori utilizatorul poate să-l vadă primul și să schimbe, ori ajunge în coada de sentimente de analizat în spate. Ce mai avem de fiecare rând, avem un impact. Impactul ăsta îmi spune, exact ce spuneam mai devreme, îmi spune câți oameni, ce autoritate și ce sentiment. Și câți oameni e procentual la totalul de utilizatori care mă caută. El poate fi folosit atât de elefant, dar poate fi folosit și de un politician, care nu are un site. Și o să fie un stand-alone. Foarte rău că nu are. Cum? Foarte rău că nu are. Ce nu are? Site. Are site, dar nu... ideea următoare. El e acum un modul în aplicația SEO Monitor, care face, pe scurt, câteva lucruri și le face destul de bine. Parte traficul acela la Provided, în cuvinte cheie, așa cum era el pe vremuri în Analytics, mă lasă să segmentez traficul pe brand din Google, pe brand, non-brand, să-mi spună toate metricile pe care le-am în Analytics, câte vizite, care e rata de conversie, câți bani fac pe acolo, după care mă lasă să-mi organizez o strategie de SEO, să urmăresc, să fac un research de cuvinte cheie și să-mi urmăresc concurența. Ăsta e jocul aplicației. Acum există un nou modul, cel de monitorizare a brandului, a reputației.
modulul ăsta să fie și o aplicație separată în următoarea lună, care poate fi folosită doar pentru treaba asta și care firmele de comunicare destul de entuziasmate și nerăbdătoare cumva să-l folosească. Cum? Mai ales că vine o parlamentare. Da, exact. Aplicația și recomandă niște modificări sau niște... Nu. Nu face nici aplicația. Deci nu face nimic... E un metru atât. Nu face nici aplicația în general, să mă uită. Nu spune ce să faci, să dai niște informații, faci dacă ar trebui niște decizii, înveți lucruri, înveți care impactul acțiunilor pe care le-ai făcut. Dar atât. Noi nu credem în varianta asta în care aplicația îți spune, schimbă chestia asta pe site și să funcționeze. E atât de dinamic, se schimbă lucrurile atât de des, încât dacă aș programa un astfel de modul astăzi, peste o lună ar mai fi relevant. Pe lângă asta, e atât de adaptiv algoritmul lui Google, încât ce funcționează pentru unul nu funcționează pentru altul. Și ar trebui să fii cu adevărat să înțelegi tot algoritmul lui Google și cum se schimbă el în timp ca să poți să faci niște recomandări. Tot în experiența unui specialist, Radu, o să poată să spună asta trebuie făcută pentru problema asta. Plus că dacă ceva merge prost, n-ai pe cine să dai vina. Asta e mica noastră aplicație. O parte din ecran pe care noi vedem. No thanks. Poate că era bine să fie cu stadiul să mai zic. Ca un status rapid al lui Elefant, am așa, am 6 cuvinte de vreme pe care le-am adăugat, 49 de rezultate care mi-au rămas după filtrare și 106.000 de căutări pe lună pentru cuvintele astea, Elefant, Elefant.ro și mai departe. Deci așa sunt, asta este masa de utilizatori care văd rezultatele din Google. După care văd un share de search-uri pe keyword-uri, 31% de fan.ro, fan.spațiu.ro, fan și mai departe. Și am aici un badge. Ce spune badge-ul ăsta este dacă sunt owner-ul brand-ului. Dacă am owner și pe el. Și are trei stadii. Una este cu semnul exclamării cu galben, unde spune nu e brand-ul tău. Și asta este pentru că nu există acel site links sub site-ul tău, sub rezultatul tău în Google. Când scriu Elefant sau când scriu Arabesc sau scriu un nume de brand, e un rezultat extins și al brandului. Asta pentru că Google consideră că tu aia vrei și te ajută să-ți dea niște link-uri, niște scurtături de contact spre cele mai accesate pagini. Dacă nu am acele link-uri, practic CTR-ul, click-through rate-ul, nu e suficient de mare cât Google să zică m-am prins, cauți Elefant.ro. Și atunci, practic dispare un factor foarte important din SEO. Dispare factorul de brand. Pentru că fiecare mențiune de Elefant în contextul cărților sau e-commerce-ului, cumva înseamnă un semnal pentru Google că se vorbește despre Elefant. Dacă n-ar avea aceste site links, dacă n-ar fi owner, n-ar beneficia de ele. Dacă brusc s-ar întâmpla chestia asta, rezultatele SEO, performanțele SEO ale lui Elefant ar scădea foarte mult. Și ziceam că unul este un semn exclamării pe care nu-l vedem când nu am deloc. Altul este un badge din ăsta transparent, care îmi spune îl împarți cu cineva. Ești și tu, dar nu ești singur. Și asta se întâmplă când apar acele mini-sightings, acele link-uri micuțe, neextinse, sub brand. Și de obicei apar la două rezultate. Pentru că vede un 50-50 Google. Nu e sigur dacă este Elefant într-o sau Elefant. Sau nu știu dacă când scrii SEO e vorba despre SEO Monitor sau despre Wikipedia. și al treilea este brandul. Eu sunt owner. Este verde. Și asta e varianta safe și varianta cea mai bună. Uite, vedem de exemplu că la Elefantul Google nu e sigur că e vorba despre Elefant. Dar azi e vorba despre altceva. Putem să-și testăm de altfel. Thank you.
la Elefant îmi dă full site links. Google e convins că oricine caută Elefant, sau mare parte de oameni care caută Elefant, caută Elefant.ro. La Elefantul nu e convins. Are doar jumătate cumva de secțiune asta, o secțiune restrânsă. Asta pentru că mulți probabil să dau click și pe Wikipedia. Pe cam așa. O să arăt și o variantă mai negativă, dar nu înseamnă că Provident nu e un business bun. Este ce se întâmplă cu Provident. Deci avem provident.ro primul site, iar el nu are full site links. Are încă două rezultate cumva care ar trebui să fie full site links. Și mai există acest financiarul.ro, care e din martie 2011 și mai e unul din 12 octombrie 2009. Oamenii sunt focați în lapsul creditelor pe mine. Bla bla, oricum sună foarte grav, dar n-are în spate o problemă reală. Și zile asta ce lucrări au fost sufocați? E simplu, poți fi sufocat de creditele oricărei bănci. Corect. Adică dacă nu plătești, ești sufocat. Ideea e că din 2009. Deci e de 5 ani. Și nu dispare de acolo. Și nu o să dispară poate foarte mult efort o să dispară de aici sau să și revină înapoi. Pentru că în momentul în care caut Provident și sunt pregătit să-mi iau un credit și văd articolele astea, nu mai dau click Provident și dau click pe articolele negative. Ne atrag atenția, are sens. Intru, citesc. Ce înțelege Google este că oamenii mai care caută Provident nu se mai duc pe Provident.ro. Ei se duc pe cele două articole de aici, care rămân cimentate acolo din acest factor click rate. Mai vreau puțin feedback de la voi. Spuneți, e de-abia lansat-o, deci n-am feedback de la niciun client în momentul ăsta, e doar viziunea noastră, matematica noastră în spate, implementarea super rapidă. L-ați folosi? O să întreb cu ridica mâna. Ok, cine nu l-a folosit și de ce? Cât ar costa? Cum? Cât ar costa? Pricing-urile noastre acum pentru SEO monitor cu tot cu celelalte module începe de la 24 $. Dar separat, dacă ar fi free. Cine nu l-a folosit? Sunt foarte curios de ce nu, sau care e problema. Te-aș întreba cât de relevant e pentru mine, să zicem, doamne ferește, apare ceva negativ la despre mine acolo. Bun, și văd în tool-ul ăsta, cum spune, fiecare apariție în Google cu un anumit scor. Cât de relevant este pentru mine cifra respectivă? Pentru că faptul că există, asta pot să o constat și eu, căutând după cuvintele de... Cifra e mai puțin importantă. Ne-am gândit și noi și încă de cum să facem mai digerabilă. E importantă tendința. E important să vezi când crește, când scade. E mai bine, e mai rău. Ai un articol negativ, zicem că te doare foarte tare. Să spunem că cineva spune că nu ești un profesionist, că nu știi să faci treaba, te desfințează. Ai o problemă, pentru că tu când vrei să lucrezi cu un monitor, noi asta te căutăm pe Google. Și în momentul ăla să spunem, ok, eu îmi sunt de întrebare. Poate vreau să mai aflu niște informații de la tine sau de la din viață, dar cert e că oricum încep să scadă rata de conversie. Asta te întreb. Bun. Cât de important este că folosesc acest tool ca să văd? Pentru că același lucru l-aș vedea dacă aș căuta eu. Asta și m-aș vedea acolo cu... Întrebarea mea alta. Ai vrea să scapi de rezultatul respectiv? Evident că aș vrea, dar tu nu-mi dă o soluție, tocmai ai spus că îmi dă o informație. Exact. Pe care o pot avea și căutând. De acord. Ce vreau să zic e că what you can't measure, you can't manage. Și ce face tool-ul e doar să te ajute pe tine să ai feedback, să înțelegi în momentul în care ai spus că vrei să faci ceva. Tool-ul nu te ajută, nu se rezolvă problema, deci o rezolvi singur. Sau să te duci la un specialist. Și te duci la DC Communication care spune, hai să ieși
cu niște să comunici către oameni, să le spui părerea ta, să explici ce s-a întâmplat și apar niște articole despre tine și faci niște acțiuni. Întâi îți rezolvi problema, dar în același timp rezultatul rămâne acolo. Și zici, vreau să-l influențez. Și ajungi după aia la SEO monitor și spui, vreau să influențez și lista asta de rezultate. Cum faci? Cum măsori? Pentru că tu deja ești, vrei de pe zi pe alta să fie mai bine. Și ce spun eu în modul lucru? Dacă tu vrei să faci niște acțiuni și vrei să primești feedback, trebuie să vezi. Spui, dar săptămâna asta am pus de articole. Ce poți din cifrele respective? Că spui că o să văd tendința. Uite, de la punct T1 la T2, ce o să se schimbe? Îți dau un exemplu. Financiarul de la Provident, da, mai cadă o poziție. Numărul de oameni pe care îl influențează va fi mai mic. În condițiile astea, scorul, impactul negativ va fi mai mic. Scorul se va negativ, se face în jos. Te bucur. Și după aia, te întreb ce am făcut. Am făcut un blog. Și blogul meu e mai relevant decât financiarul pentru că vorbește doar despre mine. Altceva nu l-a pus în jos. Și ideea e să poți să le vezi, să le măsori. După care, să zicem că s-a rezolvat problema. Rezultatul ai încă în internet. Ar putea peste 2 luni să apară iarăși în prima pagină. Pentru că s-a schimbat ceva în Google, pentru că un prieten de-al tău a mai făcut niște link building pentru articolul respectiv. Adică... uite, am și o recomandare. Nu crezi că ar fi util ca să oferi și, cum să spun, pentru clienții care încă nu au probleme, pur și simplu să le faci o imagine a lor în search, cu cât de pregătiți sunt ei pentru o chestie negativă. Adică dacă, să spunem, va apărea la un moment dat o chestie negativă despre ei pe un site de autoritate moderată, cât de mare impact s-ar putea să fie? Sau dacă va apărea... Da, aici ne gândim la zona de control. Exact, pentru cât de pregătit ești pentru o situație de criză, da, în momentul în care. Pentru că exact ce spuneam mai devreme, că mergi la DC Communications și îți spune că uite, hai să comunicăm. Asta ar trebui să fie proactivă, să te facă pregătit pentru așa ceva. În cazul unui... Poate să faci tu mai devreme, înainte de a se întâmpla criza, astfel încât să ai niște rezultate foarte strong în prima pagină, ca din caz de, nu știu, scrie financiarul, să mai fie încă 5 articole în financiarul, totuși pozitive și poate chestia aia doar de freshness să fie impactul. Toate rezultatele la care tu ai control, au șanse mai mari să fie poziționate în top. Pentru că e mult mai relevantă informația despre tine. E un site despre tine, de exemplu, blogul despre tine, nu doar un articol care a apărut la un moment dat pe un site, într-o anumită categorie, într-un post, unde nu mai intră nimeni. Deci cu cât ai mai multe elemente pe care le controlezi, cu atât șansele să ai o criză, într-adevăr, scad. De criză în Google. Deci, asta îmi spune exact zona aia de control. Am terminat. Mulțumesc!